În spațiul public chiar și apar din ce în ce mai des informații privind minarea diferitor obiecte. Luând în considerare acest fapt, mai mulți adevărat patrioți din instituțiile de forță am avut o întrevedere cu ei și mi-au livrat o informație foarte interesantă ce ține aceste minări și inclusiv, dacă ține minte, anul trecut tot am avut o serie multiplă de minări a obiectelor din Republica Moldova, la care de la instituțiile de forță am primit un răspuns evaziv că sunt făcute de anumite entități a forțelor de inteligență a altor state și atât. Totuși, colegii din Ministerul Afacerilor Interne mi-au dat un raport prin care se arată și se demonstrează că Ministerul Afacerilor Interne a fost informat că în spatele acestor mineri stă un grup numit Cronos, un grup de minori din Belarus. Ba mai mult, am și procesele verbale de audiere a acestor, unde ei își recunosc vina. Pe acest fapt, mi-aș dori foarte mult ca să invităm în sala de plen pe domnul ministru Adrian Efros, ca să ne explice totuși ce a fost anterior, ce acțiuni se vor întreprinde pe viitor, pentru că noi înțelegem că astfel de alarme perturbează foarte mult viața cetățenilor noștri și ne afectează inclusiv și economic. De aceea rog respectuos să supunem la vot această propunere. Mersi.